Băi, se toarnă niște sos de ăsta de bărbat și aia a plecat ciobiță. Dacă bau foame. Sigur e învechită brânza aia care mucegai. Bă, nu mai știți de-astea cu aia, că și așa știți că am probleme mari. Iată ce ți. Vezi că are aromă bună. Bun. Bă, dați subscribe, dați subscribe, la trecut computer. Mă, hai să moară familia mea. Cine a zis că astea sunt bune cu aia? Cine a zis că îi dau bani în chat? Cu aia, Traian, ăla a zis că pastele astea sunt bune. Și pizza am comandat cu aia. Coaie, ce pizza am comandat, că asta n-are carne, coaie. Bă, coaie, ce pizza am comandat, futu-s morții, mătii, să-s fut. Futu-s morții și familia, mătii, să-s fut în gât. Futu-s morții, mătii, să-s fut cu familia, mătii, în gură, să-s fut. Futu-s femeia, mătii, să-s fut în pizdă, să-s fut. Mamă, futu-s morții mătii în gură să-s fut. N-auzi ce a zis, mă? La ea nu se întâmplă de-astea, nu are cum să se întâmple la ea de-astea. Futu-s morții și neamul și familia mătii în gât. La ea n-are cum să se întâmple de-astea cu aia. Futu-s morții și internetul mătii și neamul mătii în gură. Să-ți futu, tași, futu-ți internetul mătii, dăm legătura, băgame și pula morții și în internetul tău. Futu-s morții mătii în gură să-ți fut. La ea n-are cum să se întâmple, mă, auzi? N-are cum să se întâmple cu aia, pizza vegetariană cu aia. Bă, cu aia, mă, e la mișto? Bă, cu aia, mă, e la mișto? Ce se întâmplă cu aia cu planeta asta? Ești nebun la cap? Doamne, am dat 84 de lei și mi-a trimis pizza. Alo! Doamnă, v-am sunat personal să nu-mi schimbați comanda, am comandat pe Dova, am plătit 85 de lei pentru pizza, 4 stagioni amestecată și mi-ați trimis pizza vegetariană, că la dumneavoastră nu se întâmplă așa ceva. Cu dumneavoastră am vorbit la telefon? Nu știu despre ce este vorba, vă rog un pic să... Ce să mă mai rugați, că mi-a crescut tensiunea, am dat 84 de lei pe pizza vegetariană. Am comandat de pe Dova, v-am sunat să nu-mi schimbați comanda. De ce? Ce se întâmplă? O secundă, vă rog mult de tot, dacă... Deci trebuie să ne înțelegem, un găsit a sunat cu mine... Așa, dacă puteți să nu-mi dați numărul de telefon și adresa, e bine. Ia ziceți, cu dumneavoastră am vorbit sau cu cine am vorbit? Vorbit, da. Cu dumneavoastră și a zis că nu se întâmplă așa ceva la dumneavoastră, nu? Mă lăsați și pe mine să vorbesc? Da. Mulțumesc. Deci dumneavoastră a sunat, să aveați pe comandă o pizza 4 stagioni, dacă rețin bine. Da, o pizza cu 4 stagioni, da, și o poți adă... o pizza vegetariană. Nu am sunat eu, doamnă, n-am sunat de pe numărul ăsta. Eu am sunat după aia să vă zic să nu schimbați comanda. Ați vorbit cu altcineva să schimbe numărul care nu v-a sunat de pe numărul ăsta. Secundă, vă rog, frumos, să pot găsi comanda. Poate fi, nu știu, poate confund eu cum... Nu confundați comanda, doamnă, că de-aia am sunat eu preventiv, am sunat eu prezervativ, ca să nu-mi schimbe nimeni comanda, că sunt copii care știu adresa și numărul de telefon. Și îmi schimbă ei comanda și eu am sunat prezervativ, așa preventiv, ca să nu îmi schimbe comanda. Eu am vorbit cu un domn. Păi ați vorbit să bag pula morții lui domnul ăla, sper să-i moară familia lui domnul ăla. De ce am schimbat? Mi-a spus clar. Păi cu cine ați vorbit cu mine? Sunt nebun la cap? Sunt nebun la cap? Sun? A sunat pe numărul meu? Cu cine ați vorbit? Eu nu știu cu cine am vorbit. Păi dacă nu știți cu cine ați vorbit, de ce schimbați comanda, doamne, dacă nu știți cu cine ați vorbit? Dacă nu aveți numărul de telefon din comanda de pe Glovo, de ce schimbați comanda? Dacă nu are numărul de telefon din comanda de pe Glovo, de ce schimbați comanda, doamnă? Am sunat să mă asigur după aia că nu e schimbat o comanda. Și mi-a zis o domnișoară, nu se poate așa ceva. Că se verifică numărul de telefon, că e, dacă e comandată de pe Glovo și e plătită, nu se poate. Nu există așa ceva la noi, niciodată la noi. Și m-a trimis pizza cu legume. Comanda, păi cine a sunat, doamnă? Eu am sunat? Cine? Eu am sunat? Păi a sunat cineva, futu-i morții și familia lui, dar știam că se întâmplă. Să-și...
vă rog. Ia spuneți, ia spuneți. Mulțumesc. Deci au sunat, poate dumneavoastră a sunat, nu știu cine a sunat, a sunat și a spus că am făcut o comandă pe ghetit din numărul 1 prin aplicația Glovo. De pe acest număr de telefon și a spus numele sunt. Așa, da. Păi da, știe datele, doamne, mă auziți? Mă lăsați un pic. Așa, bun. Dar nu mai îmi dați datele că, așa, bun, ziceți. Nu vă mai dau datele, dar oricum datele vine pe afară, da? Da, dați subscribe, dați subscribe, nu vreți cu atât stagioni că doriți. Vedeți Ariana cu platul integral, cum avea cu 4 stagioni și în loc de penele carbonara, doriți pene cu somon. Astea sunt pene cu somon, să mă ferească Dumnezeu, mi se părea că n-au gust de carbonara. Doamnă! Dar de ce nu verificați dumneavoastră numărul de pe care va apela băiatul ăla? Ia dați, aveți numărul de pe care va apela băiatul ăla? Sau să ascultăm convorbirea și o să revenim la dumneavoastră cu convorbirea, da? Păi cu, stați așa, că mai întâi trebuie să se termine circul. Deci eu vreau și eu niște pene carbonara și niște... Deci eu am vorbit clar și v-am spus ce s-a întâmplat, da? Doamnă, eu am plătit 84 de lei. Știi, cine mănâncă de 84 de lei, doamnă, pe o masă? Domnule, asta acasă când vă duceți mâncați de 84 de lei o singură persoană? Vedeți cu cine mai stați în casă? Cu cine să stau? Stau singur, îmi iau zilele, bă, spânzul, stau, am 10 riguri laminat, dar asta-mi permit să dau 84 de lei pe comandă. Dar de ce schimbați de pe numărul de telefon? Dar am sunat la o colegă de-a dumneavoastră și mi-a zis că nu se poate schimba comanda decât de pe numărul meu. Așa a zis o colegă, am înregistrare aici, totul e filmat și înregistrat, a zis o colegă, nu se poate la noi, sfințească Dumnezeu, nu se schimbă de pe, nu vă faceți griji, nu vă faceți griji, nu se poate schimba la noi decât de pe numărul dumneavoastră, de pe adresa dumneavoastră, e comandată pe Glovo, e plătită, așa a zis. Sau să verificăm și revin cu telefonul la dumneavoastră, da? Reveniți, dar nu știu cu cine ajută, cu ce puteți să vă reveniți la mine? E să refaceți comanda ca să fie bine. Dar oricum cred că o să vorbesc cu Glovo, o să-mi dea refund. Da, eu o să ascultăm, da? Păi ce să ascultați, doamnă? Ia, să interpretați puțin timbru vocal de la mine. Deci eu am sunat și de pe numărul ăsta, ca să știți. Să vă uitați, deci să urmăriți următoarele apeluri. Apelul de v-a sunat debilul ăla mental de v-a schimba comanda. Și apelul când am sunat eu și am zis să nu se schimbe comanda. De pe numărul meu o să aveți doar apelul de nu se schimbă comanda, asta să aveți. Am înțeles, bine, eu o să revin cu telefonul dumneavoastră, da? Mulțumesc, niciodată nu se poate la ei, nu la ei, să se schimbe comanda de pe alt număr? Nu, niciodată! Niciodată la ei, de pe alt număr cu ei? De pe alt număr nu se poate așa ceva. Băgă-mea și pula morții lor de terminați. De la ei, coaie, de la ei, ce ai, coaie, de la ei? Coaie, fiți atenți aici, pe live, ești nebun! Uitați-vă aici, pe live, da? Pe live, fiți atenți aici, după ce am vorbit 10 ore cu internetul futuii morții și internetul lui. Unde e, mă? Alo? Salut! A, aici am vorbit. Mă, ce tăpin. Așa? Bă, dați subscribe la Stressful Computers. Am mai pățit că credeam că nu răspundeți, că sunt blocat. Am dat și eu o comandă pe Glovo. Așa? E bine, vă schimba comanda dacă e plătit online, da? Da. Ok, bine, vă aștept atunci. Credeți-mă pe cuvânt că am mai pățit, că altfel nu mă deranjam. Auziți aici. Stați un pic, auziți aici, băieți. Băieți, auziți aici. Auziți aici. Da. Schimba comanda dacă e plătit online, da? Auziți aici. Da. Ok, bine, vă aștept atunci. Credeți-mă pe cuvânt că am mai pățit, că altfel nu mă deranjam. Nu vorbeam 7 minute cu internetul ca să... Nu are cum, după numărul dumneavoastră, nu are cum, ce ai? După numărul dumneavoastră, era aceeași fată cu aia, aceeași tot asta era? Tu handicapat asta cu aia? Să moară frații mei, dar e posibil așa ceva cu aia? Tot aia era. Nu știu cu aia, mă, că... Nu, după numărul dumneavoastră, nu... Lasă, mă, că e... Dar mie nu-mi plac cu aia. Deci mi se părea, mă,
Deci mi se părea, ce pula mea, gust nașpa au pastele astea cu somon, coai. Mi-e și frică.